Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o scurtă etalare. Asta ca să inaugurez cele trei seturi de cărți care au venit tocmai astăzi. Două vin de la Libristo după o lună de zile și una împreună cu alte cărți pe care le-am, dar nu de cărți de citit, pe care le-am comandat de la Cărturești. Sunt foarte încântată de seturile acestea de cărți. Da, sunt foarte încântată. Cred că e aceeași firmă, hei, însă acestea mai lucioase parcă se văd totuși mai bine. Și totuși, mă așteptam totuși claritatea imaginii să fie altfel, dar se pare că cine a modificat în Photoshop nu a folosit poze clare și se simte acum la... Bine, pentru cine are experiență vizuală, se simte. Aș vrea, dragii mei, împreună cu cadoul meu, cărțile sunt lumea mea, un cadou, da, pe care să-l țin minte. Mai ales când beau cafea sau ceai. Aș vrea, dragii mei, acum am zis că vreau să inaugurez aceste seturi de cărți pe care sunt convinsă că le-ați mai văzut la alții și eu le-am văzut la alții, însă nu le-am văzut la mine. Însă sunt așa încântată că au venit cele două comenzi într-o jumătate de oră, deci nu a trebuit să aștept foarte mult, însă primisem e-mail-ul că astăzi vor veni și atunci m-am abținut să mai fac etalări, am vrut să fac etalări cu noile cărți. Aș vrea, dragii mei, astăzi o să amestec cărțile. Cărțile sunt lumea mea. Acum, care cărți? Cărțile de tarot? Frumos, se vede? Se vede până acolo, da? Sau cărțile de citit. În fine, toate cărțile sunt frumoase, o adevărată lume, fiecare carte. Acum aș vrea, dragii mei, o să amestec cărțile, să facem așa o scurtă etalare, evident, la alegere interactivă, cum ne place unora să spună. Să vedem. Ce să vedem? Unde sunteți în acest moment? Unde sunteți? Acum că este mesajul legat de viața voastră spirituală, o evoluție a voastră spirituală, că e vorba de o situație în viața voastră, unde sunteți acum și în ce direcție vă îndreptați? Apoi un sfat. Da, cred că e bine așa, nu? Sunteți de acord cu mine? Este o etalare foarte spontană și simt că o să vină niște mesaje interesante. Asta și pentru că aceste cărți sunt foarte complexe. Rămâne să le descoper în următorii ani. Și zic în următorii ani pentru că câteva seturi de cărți pe care știți că le folosesc de la început, care și acum mi se par fascinante, pe lângă faptul că sunt corect făcute, dar sunt detalii pe care de fiecare dată mă minunesc când le observ. Anumite etalări, anumite mesaje. În fine, haideți să vedem. Ce să alegeți, dragii mei? Trebuie să alegeți. Hai să facem altfel. Mai întâi pun cărțile și pe urmă vedeți cum alegeți, da? Numărul 1. Situația în care se află numărul 1. Imediat vi le pun și vi le alegeți, da? Situația în care se află numărul 1. Odată, de două ori, de trei ori. Okay. Numărul 1. Așa e? Numărul 1. Ok. Acum, numărul 2. Odată, de două ori, de trei ori. Apoi numărul 3. Unde se află numărul 3 în această perioadă? Odată, de două ori, de trei ori, de trei ori.
Acum amestecăm. Da, trebuie să așteptați un pic, pentru că uneori unii vreți să vedeți, sau măcar că vedeți în umbră cum amestec eu cărțile, deși nu-mi bat eu capul, nu stau să demonstrez nimănui nimic. Hai să vedem unde este numărul 1. Unde este numărul 1? O dată. Pe două ori. Pe două ori. Unde este numărul 2? O dată. Pe două ori. Pe trei ori. Vreau doar 3 cărți, așa, simplă etalarea. Unde e numărul 3? O dată, de două ori, de trei ori. Ok, asta. Acum, hai să vedem. Câți sunt cărțile? O dată, de două ori. Asta sunt mai multe, de trei ori. Numărul 2. O să dau o timpii. O dată, de două ori, de trei ori. Numărul 3. Spre multe cărți. Ok, lăsăm două, au vrut să vină. Așa am simțit, așa au venit, așa am simțit nevoie. Ok. Okidoki, acum vreau să facem asta. Fiecare are un alt început. Ok, ok. Numărul 1, 2 și 3. Vă puneți, ia, vedeți? Deci, numărul 1, se vede că ba e soare, ba nu e soare, să pun totuși blițuie. Așa, frumusețe. Ok. Numărul 1, numărul 2, se vede și fereastra mea și eu mă văd în curând. Numărul 3, vă puneți pauză și vă alegeți. Acum, eu pun cărțile deoparte. Numărul 3. Da. Numărul 2. Numărul 1. Unde sunteți în această perioadă? Wow! Acum, aveți în această perioadă. Ați primit lună plină în Capricorn. Evident că nu e lună plină în Capricorn, dar ca și mesaj, o vibrație. Ar trebui să reconsiderați sau verificați realitatea în care trăiți. A venit numărul 5, Marele Preot. Și aveți numărul 21, Tărâm de vise. Ce frumos! Wow! Wow! Lasă-mă umura un pic să mă concentrez. Ce simt? O să încerc să... Bine, în general știți că vreau să etalez intuitiv, în general, dar și conform combin. Combin după cum simt, sunt inspirată. Te rog frumos să taci din gura. Capricorn, Taur, deși nu obligatoriu, pentru unii este și Taur, dar cu acest tărâm de vise este o lume emoțională, eventual Neptun. Sau ceva ce ține de pești. Dacă asta este important pentru voi. Însă, interesant. În această perioadă, posibil unii dintre voi, unii, nu toată lumea, să fiți căsătoriți. Și să fiți într-o situație în care trebuie să alegeți în mod, să faceți o alegere foarte importantă între o situație foarte vibrantă, emoțională,
inspirantă, dar care vi se pare irealistă sau care nu are legătură cu realitatea în care v-ați obișnuit să trăiți, și o situație care ține de carieră, eventual de realitatea, dacă sunteți căsătoriți, realitatea cu care v-ați obișnuit. Da? Cei căsătoriți știu că au, dacă aveți și copii, variază, da? Copii, necopii, aveți un anumit ritual prin care treceți zilnic, un fel de a fi pământean în care v-ați manifestat până acum. Știți că trebuie să faceți bani pentru familie, pentru copil, pentru viitor, pentru carieră, da? Să creșteți mai mult sau mai puțin, da? Variază lucrurile astea în funcție de ce, unde sunteți. Și nu e obligatoriu să fiți căsătoriți. Dar este o realitate cu care v-ați obișnuit până acum? Sau dacă nu v-ați obișnuit, sunteți chemați să vă echilibrați energiile. Acum, unii poate sunteți în această zonă foarte pământeană și ceva se întâmplă, o întâlnire cu cineva, pentru că văd niște ouă, niște potențiale. Trebuie explorate și dintr-o altă perspectivă, a imaginației, a intuiției, a necunoscutului. Dacă voi sunteți de obicei în această lume, repet, trebuie să vă echilibrați și să vă împământeniți, să vedeți cum puteți aduce această lume de vise în realitate, eventual. Posibil unii dintre voi să vă doriți o legătură stabilă, pentru că Marele Preot creează legături spirituale stabile, să vă doriți să manifestați o legătură stabilă între voi și cineva, dar sunteți foarte opuși, da? Capricorn și Capricorn, semn de pământ, dar repet, nu sunt, nu e vorba musai că sunteți voi zodia Capricornului, sunteți pământeni, unul dintre voi și celălalt este foarte imaginativ, visător, artistic, conectat la spiritualitate. Deci situația în care sunteți. Haideți să vedem în ce direcție mergeți în această poveste situație. Dacă simțiți că nu are legătură cu realitatea voastră, încercați altă variantă, 2 sau 3. Da? Hai să vedem. Direcția în care mergeți, numărul 1. Odată, de două ori. 3 ori. Wow! Go wild! Am zis, ha-ha! Dar foarte opus. Lună plină în leu. Lună plină în leu. Nu zic musai că ceva se va întâmpla la lună plină, dar direcția în care mergeți. Lună plină în leu. Go wild. Adică, fiți sălbatici. Fiți sălbatici. Luați taurul de coarne sau leul de coamă și conduceți-vă viața într-un mod spectaculos. Interesant. Cu alte cuvinte, conectându-vă și la cealaltă latură, neptuniană, repet, imaginativă, spirituală, puteți să mergeți într-o lume emoțională, dar foarte creativă, pentru că leul pentru mine este foarte emoțional. Este emoțional leul. Hai să vedem în continuare în ce direcție mergeți. Numărul 1, odată, de două ori, de trei ori. Wow, muntele! Numărul 6. Muntele. 5 și 6, interesant. 5 și 6. Sau nu, acesta era, nu? Acesta era. Da. Oricum, 5 și 6. Și 5 este și casa leului. Imediat vă zic ce mesaje mai vin. În ce direcție mergeți? Numărul 1. În ce direcție mergeți? Numărul 1. Odată. De două ori. De trei ori. Wow, lumea! Vă doriți să comunicați, apare și mesagerul de aer. Vă doriți să comunicați sau veți avea o comunicare
cu cineva care vă ajută să mergeți în această direcție. Este interesant, into the unknown. Asta seamănă foarte mult cu Marea Preoteasă. Este o situație pe care voi nu o înțelegeți. Vă atrage, dar vă și sperie. Interesant cu acest munte. Repet, citesc acum intuitiv. Vă atrage, vă și sperie. Simțiți că trebuie să vă... Așa simțiți voi, că trebuie unii dintre voi. Sau mesajul este că trebuie să vă temperați un pic emoțiile pe acest parcurs. Până veți ajunge la această lume. Deci direcția în care mergeți, Marele Preot, lumea. Pentru unii dintre voi, posibil, o să aștept confirmări de la voi. Să fiți într-o legătură, nu musai spirituală, karmică sau la locul de muncă. Nu, haideți să vorbim mai întâi despre legătura karmică. Pentru unii dintre voi să fiți într-o legătură karmică și să direcția în care mergeți cu această realitate, tot timpul în realitatea aceasta pământeană, vă va face la un moment dat să puneți capăt acestei legături karmice, extrem de practice sau pragmatice. Dacă nu implementați și această vibrație despre care am vorbit mai devreme, neptuniană, potențiale pe care nu le-ați explorat. Dacă vreți să vă păstrați relația aceasta karmică, interesant, aici este un munte și îl asociez foarte mult muntele Capricornului, semnului de pământ, da? Această realitate pământeană, vedeți cărțile, da? Vedeți această realitate foarte pământeană, dar în care ocoliți o zonă a necunoscutului, care va trebui să o explorați. Interesant că a venit Into the Unknown și Mesagerul de Aer sau Cavalerul de Aer și Valetul de Cupe, Page of Water. Va trebui să comunicați, oricineva vă comunică într-un mod conectat la adevărul pe care voi nu le știți sau le-ați ocolit sau chestiuni care țin de emoțional. Posibil așteptați sau trebuie să, ori voi trebuie să oferiți niște scuze cuiva și niște explicații. Însă, dacă mai stați foarte mult în această realitate, luna plină pentru mine este și un moment în care, da, vă bucurați de niște lucruri practice pe care le-ați construit în carieră, în relația aceasta, da, vă puteți bucura de ele. Dar, după ce vă bucurați, trebuie să vă eliberați de un anumit exces. Excesul de ambiție, da? De pragmatism, de materialism, eventual. Ca să puteți să explorați și această lume foarte emoțională. V-am zis, leu pentru mine este emoțional. Poate că aveți aspecte între leu și, eu știu, Neptunul vostru. Dacă aveți Neptunul în Săgetător, posibil se creează niște trigoane, dar nu obligatoriu. Sau aveți de-a face cu cineva care are aspecte în leu, în pești, rac, scorpion sau în casa a 12-a, nu obligatoriu. Poate să fie alte zodii, dar am dat așa, pentru unii dintre voi, niște zodii, că așa vă place vouă. Ideea este că, am zis, această lume emoțională sau poate un personaj sau poate o situație plină de imaginație, de creativitate, de potențial, vă poate ajuta să vă explorați niște zone emoționale și creative pe care nu le-ați mai explorat. Wow, imaginea asta am impresia că am mai visat-o. Fantastic! Am visat ceva asemănător. Scuzați-mă, am visat ceva asemănător. În fine. Mai cu câteva luni, 6 luni de zile. În fine. 2 și cu 1, 2 și cu 1, interesant, se repetă. Și 5-ul se repetă.
Pentru unii, dacă sunteți căsătoriți și aveți copii, probabil că un copil al vostru are această latură foarte emoțională, creativă și vă îndeamnă și pe voi să vă explorați zona aceasta necunoscutului și a creativității și să învățați să construiți ceva practic și de durată prin acest acces la această lume, da? Lume, la această lume. Poate că uneori vă nebunesc sau vă învață să vă descoperiți copilul interior, să fiți mai nebunatici, dacă este vorba de copil. Dacă e vorba de altă persoană, același mesaj vine. Repet, dacă sunteți într-o căsnicie sau relație karmică, probabil că această viață strict realistă vă va aduce într-un mod în care veți simți că vreți să faceți altceva. Să fiți mai sălbatici, mai creativi. Și atunci, eventual, vă veți aduce aminte, vă veți aduce aminte de acest potențial, 21 potențial, zic că poate să fie personaj, copil sau un proiect. Și veți dori să puneți capăt stilului acesta de viață, acesta strict și tradițional, ca să explorați zone care țin de necunoscut. Să pătrundeți interesant în peștera voastră, interesant. Și când vorbesc de peșteră, este o lume care ține de o lume a umbrelor. În ce sens? Ați ținut, dacă e vorba doar de voi sau de alt personaj, nu de copil, încercați sau veți încerca în continuare o perioadă de timp să țineți în umbră acest potențial, dar va veni un moment în care, tot încercând să țineți în umbră acest potențial și să fiți realiști, veți simți, nu știu, simt nevoia să exprim acest cuvânt. Veți dori să explodați într-un alt fel, să explorați viața, repet, într-un mod creativ, sălbatic, plin de pasiune, să manifestați o nouă lume în viața voastră. Sper că mă înțelegeți, da? Haideți să vedem în ce direcție mergeți. Nu, sfatul, pardon, sfatul. Că am zis în ce direcție mergeți. Sfatul, odată, de două ori, de trei ori. Exact ce am zis. Primul pătrar de lună din Scorpion. Asta și spune: release your blocks. Renunță la blocaje. Sunt niște blocaje. Aici este sfatul. Sunt niște blocaje în felul în care vă manifestați și am simțit și în felul în care m-am exprimat și eu. Sunt niște blocaje de care trebuie să vă eliberați. Și cine vă ajută să vă eliberați? Această lume. Această lume. Explorarea umbrelor voastre sau potențialelor necunoscute, că am zis că sunt niște ouăle, stau într-o lume, da? Într-un cuib, într-o peșteră, înțelegeți, în uter, sunt niște chestiuni care țin de maternitate, de potențiale voastre sau ale unui proiect sau ale unui personaj care vă îndeamnă într-un fel sau altul prin prezența sa să vă explorați aceste aspecte ale voastre. Sărbăticia, pasiunea, nebunia, imaginația, dorința de a visa, de a face, nu știu, de a vă exprima într-un mod artistic. Am zis-o de mai multe ori, mai multe feluri, pentru că așa trebuie. Odată, sfatul, de două, pentru numărul 1, de două, de trei ori. Marea preoteasă! Și am mai văzut mai devreme intuiția nouă, am vorbit de Marea Preoteasă. Aici este. Trebuie să vă conectați la intuiția voastră. Să creșteți spiritual, dar cum puteți să creșteți spiritual dacă nu conectându-vă la Neptun, la această zonă creativă, iar dați în urmă ca să nu mă repet, da? Să ieșiți din tradiții, din norme, din reguli și să manifestați altceva. Ia uite, trebuie să vă detașați de comorile. A, interesant, de o comoară materială, de construcția aceasta materială și să explorați zona aceasta emoțională,
E o nouă curabie care vă așteaptă, o nouă călătorie. Înțelegeți limbajul, vă rog frumos. Sfat pentru numărul 1. O dată, de două ori, de trei ori. Coming to life! Ce frumos! Iar trebuie să vă vindecați. Trebuie să vă vindecați de niște răni. Probabil din copilărie, din căsnicie, de dorința de a manifesta ceva practic. Bă, unde este imaginea asta? Bogăția aceasta, comoara aceasta pe care v-ați fixat unii dintre voi, da? Și care nu vă reprezintă totalitate ca spirit, da? Și să veniți înspre viața, viața adevărată, da? Coming to life. Ah, ce melodie frumoasă! Mi-aduc aminte, cum era? Ah, Evanescence este o melodie rock. Bring me to life. Bring me to life. Ați trăit un vis. Trebuie să ieșiți din visul acesta și să manifestați ceva nou. 2 și cu 9, 11. Da? Poate că e flacăra voastră geamănă care vă ajută să vă transformați, dar în primul rând, că e flacără, că nu e flacără, că pur și simplu e un proiect, da? O situație sau dorința voastră personală. Sau ori am zis, cineva vă inspiră, un copil. Vedeți unde este? Dorința aceasta de a vă transforma este un fluture, da? Să veniți, e totuși o inspirație. Primiți inspirația. Primiți inspirația aceasta. Vine pe această filieră, da? Sau pe acest departament, această zonă. Repet, persoană, proiect, copil, ce-o fi. Pentru unii, probabil, că pentru unii, nu pentru toată lumea, există un personaj cu vibrație înaltă, Marea Preoteasă, care vă ajută să vă explorați aceste zone. Ia uite cât am vorbit. Hai să pun deoparte cărțile. Astea sunt... aici. Da. Cum am? Aștept confirmările voastre în legătură cu aceste mesaje, eventual să-mi povestiți ce simți și ce. Da? Și eu trec la numărul 2. Dragii mei, cei care ați ales numărul 2, aveți. Wow. Luna plină în Fecioară. Implică-te sau acționează inspirat. Știți că este în opoziție cu Pești, da? Cu Neptun, da? Acționați, de acolo vine inspirația pe calea viselor sau a cărților sau a tarotului, astrologiei, da? Acționați inspirați. Ghostland, tărâmul fantomelor, aș spune, numărul 17, interesant, și 4 de pământ. Situația în care sunteți. Acum. Cei care ați ales numărul 2, vedeți cărțile? Este un timp. Ce simt? În această perioadă manifestați o schimbare. Interesant ce simt. Ați fost într-o situație sau sunteți în continuare, că e totuși situația în care sunteți. 4 de pământ. În general, 4 de pământ este tradițional, da? 4 este un număr destul de... e cel mai fix număr, da? Însă, acest 4 este... sau această situație fixă a stat într-o vibrație posibil prea mult timp și nu ați explorat niște zone. Ori le-ați evitat cu acest Ghostland, pământul fantomelor. Poate le-ați evitat pur și simplu de frică. Posibil, din frică, nu le-ați evitat, nu le-ați explorat, nu le-ați manifestat. Dar 17 înseamnă 8. Trebuie să transformați ceva în viața voastră.
și cum transformați conectându-vă la natură. Da. Conectându-vă la natură. 17 mă duce cu gândul și la stea. Este un mesaj care este plin de speranță. Ceva se va schimba în viața voastră. Interesant. 4 este casa a patra a familiei. 6 în sensul că fecioara este casa de zi cu zi, a jobului și a ritualului de zi cu zi. Dacă implementați un ritual în viața voastră în care vă conectați la natură, veți primi inspirație, cel puțin câteva flash-uri, da? Care vă vor schimba vibrația și vă vor ajuta să luați sau să luați acțiune. Să acționați, inspirați aceste flash-uri, aceste veți vedea ce. Poate respirând adânc la munte, vă duceți la munte, respirați adânc și vă vine o idee. Voi trebuie să practicați aceste lucruri. Eu doar vă transmit mesajul. Și veți înțelege că ați evitat niște lucruri pe care nu trebuia să le evitați. Și că este momentul să schimbați. Sau veți simți că ceva deja se schimbă. Ceva deja se schimbă. Da, trebuie să vă deschideți, interesant, să vă deschideți inima. Posibil unii dintre voi a stat închiși în voi din niște motive. Frica. Sau ați considerat că nu-i momentul. Dar în general frica. Dar conectându-vă, repet, la muntele. Muntele îmi spune acum ceva. Mie îmi place foarte mult muntele, nu știu vouă, dar conectându-vă la natură, veți putea să vă deschideți inima și deschizându-vă inima, veți mișca ceva în această energie care vă va aduce în timp, simt că vă va aduce niște beneficii. În sănătate, în casa în care sunteți, poate, hai să zic până la capăt, poate unii trebuie să vă schimbați casa sau locul. Ceva care ține de acest patru. Dar nu e vorba doar de schimbare, e vorba de transformare. Chakra a patra, de fapt, este chakra inimii, da? Aici trebuie transformat. Aici trebuie eliberată umbra ca să se schimbe și energia și să primiți, ia uitați, ce diferență, da? Persoana aici este liberă, nu este într-o zonă de umbre. Și să primiți dragostea, inspirația și tot ce va mai veni de acum încolo cu sufletul deschis. Simt nevoia să mă uit pentru că este... Da, trebuie să vă conectați la credință. Steaua înseamnă credință. Să vă vindecați, interesant, să vă vindecați de un fel de a fi poate prea închis. Să vă vindecați inima care a fost închisă și acum să o deschideți. Vindecarea vă va aduce deschidere. Și e timpul să faceți acest lucru. Că asta a fost prima imagine și primul mesaj pe care mi l-a transmis cartea. Este timpul. Probabil că unii aveți lună în rac sau aspecte în rac și în gemeni, acolo e o chestiune, și fiind planete în rac, probabil că ați fost mai închiși, mai protector cu inima voastră, casa patra a racului, a mamei, a familiei, da? Unde sunt, domnule? Caut acele ghidaje. Dar ce mai simt la această carte? Mă tot uit. Este prima oară când o văd, evident. Senzația mea este că în acest pământ pe care nu l-ați explorat sau l-ați evitat, sau poate cineva
Interesant. Poate cineva v-a ținut în această umbră. Oh, da, a venit brusc. Dacă cineva v-a ținut în umbră, va veni și își va deschide sufletul față de voi. Va schimba ceva în energia dintre voi. A trebuit să pun pauză, sper că nu s-a decalat sunetul. Deci tot am zis că vreau să caut totuși ghidaj. Aici este interesant cum vine, da? Zice așa. Că aveți tendința în acest pe voi sau altcineva, dar vorbim totuși de voi, să fiți prea nostalgici. Ori da, mi-aduc aminte că am citit chiar acum o oră și ceva. Aveți tendința să fiți prea nostalgici. Referitor la cineva care nu a putut să-și deschidă sufletul. Sau poate voi nu v-ați putut deschide sufletul și aveți tendința să pierdeți oportunități, ocazii din cauza aceasta și rămâneți în trecut. Ce s-a întâmplat în trecut? E un timp, da? Rămâneți în trecut. Și aici aveți două uși. Pe una intrați în trecut, cealaltă ieșiți din trecut. Și aici este mesajul, mi-aduc aminte, da. Trebuie să fiți în prezent. Trebuie să fiți în prezent și să acționați inspirați în prezent ca viitorul să se manifeste altfel. Adică, să se deschidă inima, să fiți mai deschiși, eventual să manifestați oameni deschiși în cazul în care e vorba de un personaj care a fost închis din punct de vedere emoțional. Da. Trebuie să fiți în prezent ca să puteți manifesta în viitor altceva. Trebuie să trăiți viața în prezent. Nu să vă gândiți la trecut. Nu puteți să trăiți tot timpul cu gândul la ce s-a întâmplat, la cine, cum v-a tratat, nu știu cine. Nu. Trebuie să fiți în acum și să acționați, să acționați inspirați. De-aia zic, acum este timpul să transformați această atitudine închisă și să vă umpleți sufletul, plămânii, viața de aer. De o nouă respirație, așa simt nevoia să transmit, respirație, vorba de respirație. Să vă umpleți plămânii de aer curat, eventual vă duceți la munte, de sănătate emoțională și apoi se va manifesta această schimbare în timp și veți culege roadele acestei schimbări de atitudine. Hai să vedem unde mergeți. Unde mergeți? Numărul 2. Unde mergeți? O dată. De două ori. De trei. Ups! Asta vrea. Asta e prea mult. Asta, ce frumos! New Moon in Taurus. Deci, lună nouă în Taur. Tocmai a fost lună plină în Taur. Probabil că mai peste un an veți culege roadele acestei schimbări. În ce sens? Nu zic că nu le veți culege până atunci, dar atunci veți simți schimbarea, vă veți gândi, ia uite cum eram anul trecut și cum sunt anul acesta. Dar faceți acum schimbarea. Acum ieșiți din nostalgie din trecut și din închistarea aceasta sau din acest patru, că e o persoană, repet, că e casă, că e familie, că e. Vedeți ceva, e ceva ce nu se schimbă, transformați în nou. Eliberați-vă, că e lună plină, eliberați-vă de aceste lucruri, de nostalgie și de încăpățânare și de tradiții care vă țin închiși. Da? Momentul în care vă eliberați și faceți transformarea, este timpul să faceți acest lucru, veți merge înspre o situație, un moment în care vă veți cunoaște adevărata valoare. Know your worth. Vă veți cunoaște adevărata valoare. Pentru asta trebuie să acționați. Go for it. Trebuie să acționați. Nu puteți să stați în stările astea. Mai mult decât e cazul, da? Hai să vedem. Numărul 2. În ce direcție merge? Dacă faci această transformare, evident. Odată. De două ori.
De 3 ori. Wow! Vă veți atrage un partener stabil? Sau vă veți... Am zis că este stea, mi-aduce aminte de steaua, 17 printre altele. Apare o stea. Speranța și acțiunea în acum și rugăciunile pe care le faceți acum și deschiderile care se manifestă acum vă vor aduce un partener, o parteneră care vă vede valoarea, dar pentru asta trebuie și voi să vă manifestați valoarea, să ieșiți din umbră și să manifestați lumină. Interesant, e o cheie. Aici este cheia angajamentului față de voi. În primul rând să vă angajați, să fiți stabili față de voi înșivă în această deschidere și descoperire a sinelui și a valorii voastre reale. Pe care, repet, n-ați descoperit-o că ați fost în acest 4. Interesant, în ce direcție merge numărul 2? Odată. De 2. N-am mai vrut să aștepte. Interesant. Au venit 2. Marea preoteasă și 8 de cupe. Lăsați în urmă. Interesant. Vă detașați de frici. 8 de cupe se detașează de cupele goale. De construcții pământene, de bogății pământene și explorează. Merge în călătoria sufletului său. Merge spre 9 de cupe. 9 de cupe se iubește. Și am vorbit aici despre dragoste și stimă față de noi înșivă, de noi înșine, de voi înșivă, da? Poate că această călătorie va fi în secret, dar această călătorie vă va ajuta să vă conectați la intuiția voastră, de care ați fugit eventual. Posibil cineva să vă inspire pentru unii dintre voi. Posibil cineva să vă inspire într-un mod foarte subtil, Marea Preoteasă, un personaj. Marea Preoteasă și Steaua. Eu așa conectez cărțile în acest moment. Marea Preoteasă și Steaua. V-ați întâlnit, poate să fie o întâlnire de destin cu un personaj foarte subtil, foarte misterios, care vă ajută să vă deschideți. Și repet, acest angajament poate să fie între voi și acest personaj, ca o prietenie, ca o ceva, o construcție, dar poate să vă înveți, în primul rând, angajamentul față de voi. Voi trebuie să fiți în speranță, în credință. Da? În lumină, steaua aduce lumină. Și am zis că aici, Ghostland, ce este? Un tărâm al umbrelor în care ați stat. Sau ați fost puși, oricineva v-a ținut în umbră, dar dacă cineva v-a ținut în umbră, v-a ținut tocmai pentru că ei sunt în umbră, pentru că și ei au fost ținuți în umbră. Știți? Că așa se întâmplă. Și asta înseamnă că începeți o nouă călătorie. Poate să fie în secret, deși nu obligatoriu, Marea Preoteasă nu înseamnă musai să fie secret. Dar eu simt că este o călătorie în care vă explorați spiritualitatea cu steaua și Marea Steaua, și aici în 8, da, 17, și aici este steaua, da? Deci Marea Preoteasă, în care vă explorați aspecte care țin de spiritualitate, pe care nu le-ați explorat până acum. Simt că cineva totuși vă ajută. Am zis, este o poziție a peșfecioară. Acolo se întâmplă ceva. 3 și cu 6, 9. Iar 9 de cupe, către care merge 8 de cupe. Și 9 înseamnă Jupiter, explorare. A unor potențiale și a unor stări și a unor emoții și a unor mistere. Jupiter este spiritual. Nu stă între cu Jupiter, nu. Jupiter merge înainte, înspre viitor. Frumos, interesant. Haideți să vedem sfatul pentru numărul 2. Sfat. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Extraordinar. Am zis, ia uitați. Am vorbit de rac, am vorbit de frici. Ia uite. Lasă fricile să se dizolve. Mulțumesc de confirmare. Și iar lună plină. Eliberare de frică. Ascultați, vă rog frumos, videoclipul cu lună plină. Eliberați-vă de frică. Nu mai stați pe mal. Intrați în apă. Intrați în apă sau eventual
Luați-vă, dacă vă este teamă de apă, totuși, luați-vă un ajutor sau o corabie prin care să explorați această lume acvatică. Interesante mesaje, îmi plac seturile astea de cărți. E prima etalare. Hai să vedem. Sfatul, o dată, pentru numărul 2, de 2 ori, de 3 ori. Sfatul este Coming to Life, înseamnă un pic și cu, interesant, cu etalare. Mi s-a părut din anumite aspecte că seamănă cu numărul 1. Poate ați vrut să alegeți numărul 1, poate ar fi bine să ascultați și numărul 1. Seamănă cu mici diferențe, da? Coming to Life. Aici este. Aici, să ieșiți din umbre, din nostalgie, poate regretați pe cineva, poate ați pierdut pe cineva. Sunt multe variante, da? Dar conectați-vă la acest 17, la această stea, la speranță, la credință și reveniți la viață. Reveniți la viață. Și reveniți la viață, vă veți atrage oameni plini de viață. Dar în primul și în primul rând aici este, trebuie să fiți angajați voi față de voi, că asta înseamnă commitment, da? Să fiți serioși voi cu voi, fideli vouă și vieții voastre pe care trebuie să o trăiți, să vă transformați, să ieșiți din frică, deci să trăiți viața, asta e, să trăiți viața. Hai să vedem. Sfat pentru numărul 2, odată. De două ori. De trei ori. Șase de foc, ce frumos! În sfârșit o carte plină de foc, de pasiune. Uite și mesagerul de foc. Exprimați-vă cu pasiune. Posibil unii dintre voi ați suferit cu 10 de aer și marele preot ați suferit într-o căsnicie, într-un job, acasă, cu familia, tradiția, cultura, da? Marele preot și 10 de aer, suferință mare acolo. Dar cavalerul, mesagerul de foc, cavalerul de foc își explorează viața cu pasiune și aveți 6 de foc. Iar o călătorie prin aer, prin apă, prin foc. 6 de foc reprezintă victoria în tarot. Învățați să atrageți atenția. Posibil, repet, cineva vă inspiră, cineva atrage atenția, Marea Preoteasă și Steaua, vă atrage atenția asupra acestui fapt. Sper că și această etalare, da? Că doar aici sunt și eu. Glumesc. Dar cineva vă atrage atenția că trebuie să zburați, să străluciți, uite, să străluciți deasupra norilor, deasupra lumii. Să vă conectați la spiritualitate, este ultima chakra, 7-a. Ce frumos! Și iar ce frumos e aceeași... Vedeți, în momentul în care vă explorați fricile și vă eliberați de ele și mergeți înspre 9 de cupe, dragoste față de voi, cum a zis mai devreme, know your worth, dragoste, stimă față de voi, valoarea voastră, cum o estimați? În funcție de ce? Da? În funcție de cum vă simțiți voi față de voi, nu? Această corabie, ce vreau să zic, această corabie, deja, după ce faceți această călătorie, plină de mister sau în lumea misterelor sau în lumea spiritualității, veți ajunge într-o poziție în care, repet, această corabie va fi luată, interesant, vezi, ascende, dar știți voi la ce mă refer. Vă veți ridica din punct de vedere vibrațional, spiritual. Veți vedea că se poate trăi și altfel. Nu doar în frică, nu doar în trecut, nu doar în nostalgie, dar pentru asta... Ce zice? Trebuie să acționați acum inspirați. 6 de foc este inspirație. Repet, poate cineva să vă inspire. Sper ca și această etalare să vă inspire în acest sens. Înspre ascensiunea, da? Înspre ascensiunea voastră.
din zona aceasta terestră și plină de teamă și de umbre. Frumos. Pentru unii posibil, în momentul în care veți face această schimbare de energie și veți vedea cu ochii voștri unde duce eliberarea de frică, spre ce nori și spre ce tărâmuri, am zis unii dintre voi posibil, peste un timp, sper să vă aduceți aminte de această etalare, veți simți viața, nu doar din perspectiva a dragostei și stimei față de voi, dar și din perspectiva unei colaborări, a unei prietenii, a unei căsătorii pentru unii, în care persoana de lângă voi vă stimează, vă iubește și nu vă ține în frică, nu vă ține în tradiții și reguli stricte în această lume a fantomelor, în care vă simțiți singuri. Da, cam atât. Sper că v-a plăcut. O să pun cărțile deoparte. Da? O să pun cărțile deoparte. Interesant, am zis, ar fi drăguț să ascultați și numărul 1, dacă nu l-ați ascultat deja, în ideea că unii cred că ați vrut să alegeți numărul 1 sau există, am zis, există asemănări între numere. Acum, hai să vedem. Cei care ați ales numărul, numărul 3. Topless, Fillmore, ultimul pătrar de lună din pești. Aici au vrut să vină îmbrățișare tristă. Wow, ce frumos! Și steaua. Nu, invers e nevoia. Steaua și șapte de foc. Pentru unii dintre voi, situația în care sunteți, poate că aveți tendința să vorbiți cam mult. Și dacă vorbiți mult, nu mai aveți timp să simțiți. Să simțiți tristețea cuiva, eventual. Cineva cu care sunteți conectați. Este foarte trist. Tristă. Își dorește o îmbrățișare. Dar până una alta s-a îmbrățișat în tristețe. S-a înfășurat în tristețe. 4 și cu 5, 9. Posibil să fie personajul la distanță. Posibil acest personaj să fie defensiv. Din cauza, dacă vi se pare că e defensiv, este din cauza că s-a înfășurat în tristețe, într-un năvod. Nu are încredere în el, în ea. Dacă voi, unii dintre voi, vorbiți în public, posibil că asta intimidează pe ei și le provoacă și mai multă tristețe. Dar dacă sunteți așa de dedicați misiunii voastre, unii dintre voi, aveți o misiune în care trebuie să vorbiți în public, poate ar trebui să vă dați timp, să vorbiți mai puțin și să simțiți cum sunteți conectați la anumite persoane, inclusiv la această persoană care este tristă. Dacă reușiți să faceți acest lucru, că aici este, da? Dacă reușiți să vă faceți liniște în gânduri și în cuvinte, din când în când, pentru că steaua înseamnă o conexiune noaptea, în primul rând. Trimiteți-le gânduri bune acestor oameni. Dacă nu știți, vedeți cum comunicați cu Universul, cu stelele și să le trimiteți gânduri bune, pentru că eu simt că este un personaj cu marcaj puternic în semn de aer, poate și în apă.
Dar 9, ah, interesant. Mă duce cu gândul la 9 de spade. Deși nu e 9 de spade, este îmbrățișare tristă. Uf. Da, e cineva foarte trist. Dacă voi sunteți triști și încercați să comunicați cu cineva, poate ar fi mai bine să vorbiți mai puțin cu ei și să vă simțiți pe voi. Mulțumesc de inspirație. Și să vă simțiți pe voi. Ce înseamnă asta? Să vă dați timp să vă vindecați, eventual de griji. Dacă voi sunteți aici foarte triști din cauza cuiva, cu 9 de spade, cu îmbrățișarea aceasta tristă, da? Rece. Vă simțiți în frig, da? Părăsiți. Poate unii simțiți nevoia să plângeți și atunci, ca să compensați sau eu știu din ce motive, vorbiți. Ori vorbiți prea mult, ori încercați să luați legătura cu cei care v-au creat această stare. Să vorbiți, să trimiți mesaje, să trimiteți mesaje, să le explicați. Da, de ce aia, da, de ce aia altă. Da? Nu. Vorbiți mai puțin, simțiți-vă pe voi. Da, de ce de fapt vă simțiți triști? De ce? Când ar trebui să vă conectați la Dumnezeu, la Divinitate, să vă vindecați de această tendință și să sperați, e un unicorn aici, să sperați că puteți, că și steaua înseamnă speranță, da? Puteți să ieșiți pur și simplu din această tristețe, dacă este tristețea voastră. Ia uite, cărțile deja vor să sară. Să exprime ceva. Poate ar trebui să faceți unei dintre voi meditație. Da? Trebuie să faceți meditație. Și să vă conectați la cupa voastră, da? Să vă conectați la cupa voastră, nu aveți nevoie. Dacă, repet, dacă voi sunteți triști, gândiți-vă. Gândiți-vă sau mai bine zis, simțiți-vă sufletul. Nu, sufletul vostru este plin. Este plin de energie divină. Nu vă lăsați influențați de această iluzie a tristeții. De această vibrație destul de joasă. Ce mai simt? Dacă cineva este tăcut, tăcută față de voi, în loc să încercați să luați legătura și să vorbiți, ar trebui să tăceți și voi și să înțelegeți tăcerea aceasta. Nu ca pe o jignire, nu ca pe un afront, ceva se întâmplă în acea tăcere. Sunt niște griji. Ori plânge, ori se simte singur, da? Ori neînțeles, ori sunt niște chestiuni. Este teamă să riște. Aici este. De-aia trebuie să vorbiți mai puțin unii dintre voi. Interesant, văd aici ametist. Ar trebui să vă luați și ametist un pic. Măcar unul mic. Da? Și să vă vindecați. Să vă conectați, de fapt, la spiritualitate cu steaua. Iar trebuie să transformați ceva. Interesant, aveți 7, 8 și 9. Trebuie să transformați ceva în viața voastră. Felul în care acționați. Dacă sunteți defensivi din cauza tristeții, trebuie să transformați acest fel. A fi. Și dacă ei, e vorba de o persoană care este tristă și defensivă, trebuie să îi lăsați în ritmul lor să se transforme și să simțiți ce au nevoie, eventual. Dar, mai presus de toate, să simțiți ce aveți voi nevoie, pentru că adesea avem tendința cu peștii, da, să oferim în stânga și în dreapta și mai puțin nouă sau mai puțin vouă.
În ce direcție mergeți? Interesant. Numărul 3. O dată. De două ori. 3. Ori în ce direcție? Vai, ce frumos! Aveți încredere în univers. Asta este. Vorbiți mai puțin. Trimiteți mesaje mai puține, eventual. Vorbiți doar dacă e chestiune de misiune spirituală și de lucru în public. Altfel, vorbiți mai puțin, da? Aveți încredere în univers, că lucrurile le așează. Nu mai fiți triști, dacă e tristețea voastră, nu mai fiți triști, da? Manifestați speranță, încredere în misiunea voastră, în viitorul vostru. Trust the universe. Apropo de vărsător, probabil că veți simți acest lucru mai mult când vor fi planete mai multe în vărsător. Primul pătrar din vărsător. Interesant. Aveți încredere? Ia uite, iar culoarea violetă. Violet, violet. Asta e. Conectați-vă la spiritualitate. Lucrați, interesant. Lucrați cu senzațiile, cu sentimentele voastre. În loc să vă simțiți triști, simțiți-vă plin de speranță, de încredere, de dragoste față de voi. Simțiți-vă. Iubiți de univers, nu mai așteptați iubirea altora. Și repet, dacă e altcineva care este trist, aveți încredere în univers, că va așeza lucrurile așa cum e cazul. În ce direcție mergeți? Numărul 3. Ce faci, Moisa? În ce direcție mergeți? O dată, de două ori, și vreau metalare scurtă, dar e bine și așa, de trei ori. Wow, împăratul, fantastic, găsiți-vă echilibru. Mergeți, în momentul în care aveți încredere în univers, vă veți găsi echilibru. Opoziția, leu, vărsător, împăratul, aici este. Iar, repet că așa trebuie să zic, dacă este vorba de voi, această tristețe este a voastră, echilibrați-vă, având încredere în Dumnezeu, în univers, da? Practicând meditația, conectându-vă, iau-te, la ametist, la violet, la violeta, alegeți mai mult violet, după cum, nu vedeți că și eu am ales violet astăzi mai mult, da? Conectați-vă la cupa voastră, cupa voastră e plină, prin dragostea divină, n-aveți nevoie de dragostea altora. A, da, când e plină, trebuie să oferiți, e normal. Aici. Luptați, 7 de foc, luptați pentru poziția voastră. Unii dintre voi, posibil, sunteți într-o poziție care vă atrage, dacă ieșiți din stările astea triste, veți atrage o poziție foarte importantă în viață. Dar trebuie să aveți încredere în Dumnezeu, în univers. Și să faceți din când în când meditații. Da? Măcar în această perioadă. Okay. Mesagerul de foc. Asta este cavalerul de foc. Conectați-vă la chakra a șapta, da? Violetul, da? Conectați-vă la spiritualitate. Mergeți spre adevărul vostru. E o separare între voi și cineva care aduce, uite, Taur, Taur 3 de aer, care aduce suferință, posibil cu asul de aer, posibil această separare, am zis, cineva cu marcaj în semn de aer, am zis de la început de aer, să aducă tristețea și în viața voastră, dar este mai degrabă în viața lor. Poate că sunt căsătoriți și își doresc să meargă mai departe, dar nu vă mai gândiți atât de mult la ei, ci la voi. Nu în sens egoist, sau nu într-un fel egoist, ci într-un fel asumat spiritual. Asumat spiritual. Aveți încredere că dacă e să fiți cu ei, veți fi. Împăratul este partenerul divin. Da? Împăratul este partenerul divin. Dacă e să fiți cu ei, veți fi. Dacă veți descoperi, eliberându-vă de această energie tristă, veți descoperi că altcineva e partenerul. Aveți încredere, măi. Pești vărsători, fiți un pic mai relaxați. În ce direcție mergeți? Numărul 3 odată. Asta vreau să zic. De două ori. De trei ori. Asta vreau să iasă. Iau-te înspre into the unknown. Da.
Aici este Marea Preoteasă. 7 este număr spiritual, da? 7 și aici, în steaua, da? 7 și 1. Manifestați încredere în divinitate. Da, nu înțelegeți ce-i cu tristețea asta, a voastră sau a lor. Dar veți înțelege când va fi timpul. Ride the wave. Va veni un mare succes. Știu că am citit mai devreme exact. Da, va veni un mare succes. 4 și 1, 5. Și ar aveți 4 și 4 și 1, 7, 7 și 1. Se va manifesta și spiritualitate și stabilitate și succes. Am zis că va fi un mare succes. Dar aveți încredere în univers. Deci nu fiți triști că nu înțelegeți niște lucruri. Și repet ce zice cartea. Vorbesc mai puțin. Poate și eu ar trebui să fac etalări mai scurte. Vreau de nu știu cât timp să fac etalări mai scurte. Să zic, să fie un mesaj. Ia uite. Da. Momente de bucurie. 33 să vă marcheze, să fie important pentru voi. La mine numărul mașinii. Hai să vedem. Sfat. Deci un mare succes va fi. Ride the wave. Și veți fi în cuplu cu cineva. Ori va fi o colaborare la locul de muncă. Ori va fi cineva care va fi alături de voi stabil. Aveți încredere. Ai, simt nevoia să vă îmbrățișez. Dar cald și tare să simțiți că trebuie să aveți încredere. Bine, toți avem momentele noastre. Nu zic nu. Hai, sfat pentru numărul 1, o dată, de două ori, de trei ori, parcă e altă energie decât... Aha. Lăsați trecutul în spate, am zis, lăsați trecutul, interesant. Cam toate mesajele de astăzi au fost asemănătoare, dar cu mici nuanțe, da? Cu diferite nuanțe. Lăsați trecutul în spate. Aici este. Dacă cineva... Nu vorbește defensiv, cum am zis mai devreme, repet, lăsați. Aveți încredere în univers că Dumnezeu va aduce pe cine trebuie. Dacă sunt ei, bine. Dacă nu sunt ei și altcineva, și mai bine. Sau tot bine. Îmbrățișați. O chestiune care ține de gemeni. Îmbrățișați cursul vieții. Aici este. Seamănă cu aveți încredere în univers. Nu? Bucurați-vă de viață. Nu vă mai bateți capul să corespondați, să explicați, să vorbiți, să... Da? Mai puțin. Frumos. Ride the wave. Frumoase cărți. Sfat pentru numărul 1. O dată. De două ori. Dar în ce poziție veți fi unii dintre voi? De trei ori. Foarte puternic. Wow! Regina de pământ. Regina de pământ și împăratul. Dacă vă împământeniți, doamnelor, vă veți atrage și veți merge spre creștere și spirituală, dar și împământenire, vă veți atrage un partener foarte puternic, da? Cu care vă veți, de care, da, cu care vă veți bucura, ia uite. Parteneriat. Nu știți încă, dar până una alta, că vine, că nu vine, colaborare, partener, cine vine, voi trebuie să să vă construiți într-un mod practic. Unele dintre voi aveți o afacere care vă va aduce un mare spor și acest mare spor în afacere, afacere care, vreau să zic afacere care ține de spiritualitate. Interesa Marea Preoteasă când s-a oprit, da? Am vrut să zic care ține de spiritualitate. Și este și aici Marea Preoteasă, așa o văd eu, into the unknown. Sau poate să fie 7 de cupe, în fine, tot aia. Este un necunoscut, da? Unele dintre voi trebuie să descop, vai și soarele. Deci aici este, într-un mod misterios, vă veți bucura, veți avea parte de succes și nu misterios, nu știți acum, nu știți acum cum se va manifesta, dar va fi. Până una alta aveți încredere în voi, în ce aveți voi de făcut zilnic, în valoarea voastră, lăsați trecutul în urmă și manifestați lucruri valoroase și spiritual și practic. Sfatul, da, sfatul pentru numărul 3, o dată, de două ori,
De 3 ore. Vai, ce frumos! Tărâmul viselor. Ca să ajungeți la acest spor. Ia uite, deci exact, ca să ajungeți la acest tras de univers, aveți încredere în univers, în împărat, stabilitate. Da? Putere. Să nu uităm că am văzut și soarele, da? Și marea preoteasă. Putere. Și bucurie, colaborare, ride the wave, succes, mare succes. Da? Eliberați-vă de trecut și intrați într-o zonă a viselor pozitive, nu această îmbrățișare tristă. În necunoscutul acesta care este în jurul nostru, sunt și zone frumoase, potențiale, da? Care merită explorate. Artă, spiritualitate, poezie, da, artă înseamnă mult, da? Tărâmul viselor. Cum ajungeți aici, la acest succes? Prin această conexiune cu visele voastre, vise care se văd și la pești și la stea. Da? Visați, decât să stați triști, visați. Acum, poate este și calea persoanei care e tristă și cu care, posibil, unii dintre voi vă veți reîntâlni. Dar nu trebuie să vă bateți prea mult capul când se va întâmpla chestia asta. E posibil, trebuie să se conecteze la acest tărâm al viselor, al potențialelor, al fantasticului, al necunoscutului, al creativității și să vină înspre voi și să ofere stabilitate și bucurie. Posibil și asta. Dar până una alta, este vorba de voi. Unde sunteți voi? Și aici este. Dacă cineva nu-și arată fața, nu arată niște motive, are niște probleme. Posibil să fie și o distanță între voi, dar voi trebuie să vă conectați la intuiția voastră, la soarele vostru și conectându-vă la aceste energii, bine ar fi să le manifestați într-un mod practic, printr-o afacere, prin, eu știu, ce faceți voi zilnic. Într-un fel care vă redă valoarea. Adică, decât să vorbiți mult, mai bine treceți la acțiune. Regina de Pământ pentru mine este un partener stabil. Fiți voi parteneri stabili față de voi, ca să vă atrageți acest partener, care va fi? Va fi un partener. Poate să fie de business, poate să fie, da? Pur și simplu. Persoana pe care v-ați dorit-o toată viața. Dar repet. Lăsați trecutul în urmă, aveți încredere în viitor, conectați-vă la intuiția voastră și la acest tărâm de vise. Da? Și nu aveți nicio îndoială că veți avea parte de o fericire pe care nici eu nu pot să descriu, nici cărțile, nici nimeni. Numai voi o veți simți când va fi să fie. Până atunci aveți încredere. Da? Și lăsați în urmă trecutul. Mai, în principiu, sper că... Ia uite, secret. Intrați într-o vibrație, lăsați-vă, mai bine zis, lăsați-vă duși de ape sacre, intrați într-o energie sacră, emoțională, de aia zice, vorbiți mai puțin și simțiți mai mult. Simțiți sacralitatea din voi, din jurul vostru și nu vă mai bateți capul cu exprimarea verbală și cu lucruri pe care încă nu le înțelegeți. Le veți înțelege la timpul lor. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Mi s-au părut interesante. Abia aștept să le implementez în celelalte etale. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau, numai bine. Pa, pa!